Este la peron, pregătit, se fac probe în această perioadă pentru ca după acest moment în care sectorul 4 al municipiului București va preda la cheie acest obiectiv de investiții și după finalizarea probelor ce vor fi efectuate de către specialiștii de la Metrorex, tot acest traseu, toată această investiție să poată fi dată în folosința călătorilor, a beneficiarilor reali ai acestei investiții. Despre toate aceste lucruri vom vorbi în detaliu în continuare. Știm că sunteți foarte interesați și ați urmărit îndeaproape acest proiect. Nu înainte însă de a saluta prezența alături de noi a invitaților noștri, a domnului Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților și președintele Partidului Social Democrat, a domnului Sorin Grindeanu, ministrul transporturilor, a doamnei Mariana Miclăuș, director general al Metrorex SA. Iar acum îi voi da cuvântul domnului Daniel Băluță, primarul sectorului 4. Bună ziua! Este o zi absolut specială pentru comunitatea noastră, o zi în care promisiunea pe care ne-am făcut-o în urmă cu mai mulți ani, și anume aceea de a valoriza această zonă a Bucureștiului și anume aceea de a genera un real hub de business, un loc care să genereze locuri de muncă bine plătite, este pe cale să se întâmple. Toate astea n-ar fi avut cum să se întâmple fără câțiva factori determinanți. Banii europeni au reprezentat și reprezintă șansa acestei comunități, întrucât această stație este realizată ca și finanțare integral din bani europeni, bani obținuți prin programul POIM. Tot așa cum prin PNRR sectorul 4 deja a accesat în cadrul valului renovării 106 milioane euro. Al doilea factor determinant a reprezentat solidaritatea instituțională, pentru că am realizat o premieră în administrație, și anume aceea în care un UAT s-a asociat cu Metrorex, cu Ministerul Transporturilor și împreună, după cum vedeți, într-un timp mai scurt decât cel contractual, am reușit să finalizăm acest obiectiv de investiții. Vreau să vă spun că nu ne vom opri aici. Faptul că în programul de guvernare extinderea magistralei M2 de metrou este prevăzută, faptul că deja am finalizat studiul de prefezabilitate făcut în parteneriat cu Consiliul Județean Ilfov, astfel încât magistrala M2 să se oprească în comuna Berceni. Spun toate lucrurile acestea pentru că singura șansă pe care acest oraș o are de a se dezvolta este aceea de a se extinde, ca aceste zone limitrofe să fie parte din București. Vă mulțumesc foarte mult. Astăzi predăm această investiție celor de la Metrorex, încep procedurile de recepție și în cel mai scurt timp oamenii vor folosi acest mijloc de transport. Coroborat cu finalizarea lucrării pe care am demarat-o tot aici, parcarea, park and ride-ul de vis-a-vis, pe care în prima jumătate a anului 2023 îl vom finaliza. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule primar, iar acum îi dăm cuvântul domnului Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Domnule președinte, cum găsiți această investiție pentru comunitatea sectorului 4, dar pentru București în primul rând? În primul rând, bună dimineața. Îi mulțumesc domnului primar, domnului ministru, doamnei director pentru această invitație. Mi se pare pentru prima oară când o extindere a metroului nu se face de către Ministerul Transporturilor sau de către Metrorex, se face de către o administrație locală. Părerea mea că este un bun început și o intrare în normalitate. S-a dovedit că primarul sectorului 4 s-a implicat mult mai mult și s-au finalizat lucrările mai devreme, cum spunea, cu 2 luni de zile. Este un model de bună practică, altfel început la Ministerul Transporturilor de către domnul Grindeanu, având colaborări foarte multe cu președinții de consilii județene și descentralizând foarte multe dintre lucrările de la CNAIR, și mă bucur
că acest lucru se vede astăzi și în, și în capitală. Este evident că fără infrastructură nu poți să atragi investiții și nu poți să dezvolți Bucureștiul. Nu numai pe verticală, ci și pe orizontală. Dar mai este o noutate pentru prima oară când vorbim de o extindere a metroului în afara Bucureștiului. Ceea ce deja creează o nouă perspectivă. Eu vreau să-i felicit pe toți cei implicați. Am în stânga și în dreapta mea doi oameni care nu stau la televizor să se plângă sau să explice ori în șir românilor de ce nu se poate face un lucru sau de ce au avut un eșec. Am doi lideri politici și doi administratori, părerea mea, de excepție, și cred că încet, încet trebuie să ne ridicăm la așteptările românilor. Românii s-au săturat de 32 de ani de decidenți care găsesc motive de ce nu se poate. Cred că e momentul, mai ales în această dinamică a crizelor suprapuse, să avem decidenți care se implică și care sunt eficienți. Îi felicit încă o dată pe cei doi și mulțumesc mult pentru invitație. De fapt, de drept, eu mă aflu aici din mândrie de o administrație și de un minister care funcționează. Mulțumesc mult! Mulțumim și noi foarte mult, domnule președinte, și așa cum spunea domnul primar Daniel Băluță, în acest proiect, comunitatea sectorului 4 a avut parteneri de nădejde, Ministerul Transporturilor și Metrorex S.A. Îi dăm acum cuvântul doamnei director Mariana Miclăuș, pentru că a supravegheat îndeaproape acest proiect, este astăzi aici, mândră, credem noi, de ceea ce s-a realizat până acum și de acum, practic, este de datoria dumneavoastră să puneți punctul final pe această investiție ce urmează ca în cel mai scurt timp posibil să fie dată în folosință călătorilor. Care este calendarul următoarei perioade, doamna director? Ce urmează să se întâmple în privința probelor și a măsurilor de siguranță? Înainte de a vă prezenta calendarul, vreau să menționez că am avut o foarte bună colaborare cu echipa primăriei sectorului 4, Metrorex-ul prin personalul de specialitate a asigurat asistență tehnică încă din faza de proiectare, de la aprobarea proiectelor tehnice și apoi pe tot parcursul implementării lucrărilor. Cu această ocazie aș vrea să felicit chiar și proiectanții și constructorii pentru designul acordat acestei stații, pentru implementarea sistemelor și subsistemelor foarte importante în funcționarea în siguranță a transportului cu metrou. Așa cum ați menționat și cum a menționat și domnul primar Daniel Băluță, vom intra în faza de recepție a lucrărilor și de asemenea, concomitent cu faza de recepție, se va desfășura și perioada de probe și teste. Noi nu facem rabat de la siguranța și calitatea lucrărilor. Siguranța călătorilor este criteriul principal pentru noi, de aceea în perioada următoare, împreună cu Autoritatea Feroviară Română, avem un program de testări și în funcție de rezultatele pe care le vom evalua, de atingerea parametrilor tehnici necesari, se va trece la utilizarea metroului și de către călători. De asemenea, aș vrea să menționez că finanțarea acestui proiect s-a realizat cu sprijinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin direcțiile de specialitate, în sensul că ghidul solicitantului în cadrul programului operațional Infrastructură Mare a fost modificat, astfel încât proiectele derulate de Metrorex în parteneriat cu administrații publice locale sunt eligibile pentru a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile. Vreau să-l asigur pe domnul primar și echipa dânsului că noi vom fi în continuare un partener de încredere, vom asigura suportul tehnic atât cât este necesar și ne dorim să extindem cât mai mult rețeaua de metrou pentru publicul călător, astfel încât utilizatorii să beneficieze de un sistem
sigur, confortabil și, după cum știți, metroul este și un mijloc de transport ecologic. Mulțumim foarte mult, doamna director. Mulțumim pentru toată implicarea echipei pe care o reprezentați. Iar acum îi dăm cuvântul domnului ministru Sorin Grindeanu. Domnule ministru, cum apreciați oportunitatea unor concepte cheie și importante care s-au spus astăzi aici? Vorbim despre extindere, despre dezvoltare, despre sustenabilitate. Cum vedeți lucrurile dumneavoastră din această perspectivă a dezvoltării lucrărilor de infrastructură mare? În primul rând, bună dimineața, dați-mi voie să-i felicit pe Daniel Băluță, dar și întreaga echipă de la sectorul 4, faptul că au terminat această investiție mai repede merită a fi subliniat. Al doilea rând, dați-mi voie să subliniez un alt lucru, și anume faptul că descentralizarea, și anume toate acele protocoale pe care Ministerul Transporturilor le-a semnat în ultimii ani pentru realizarea unor obiective de investiții, funcționează. Iar ăsta este un exemplu. Anul acesta am semnat 54 de protocoale cu autoritățile locale, descentralizând foarte multe lucrări care, în mod normal, erau gestionate de Ministerul Transporturilor. Aș vrea ca cei cu care am semnat și am convingerea că fac acest lucru să privească cu atenție la acest proiect finalizat, astfel încât toate celelalte pe care spuneam mai devreme că le-am semnat, cele 54 de protocoale cu autoritățile publice locale, fie că e vorba de primărie, fie că e vorba de consilii județene, fie că e vorba de asociații între unități administrativ-teritoriale, să aibă succes acele proiecte. Cum legat de acest tip de transport, știți foarte bine că pe programele europene în anii viitori, pe programul operațional Transporturi, viitorul program operațional pe această zonă, pe viitorul exercițiu bugetar, se pune accentul, și mă refer aici la partea de sume efective, pe transportul verde. Fie că vorbim de zona feroviară, fie că vorbim de zona de metrou. Inclusiv în PNRR există două proiecte finanțate pe zona de metrou, iar în anii viitori, în mod sigur, balanța finanțărilor pe zona aceasta, cea de transport verde, va fi una care va înclina în mod clar spre acest tip de transport, în detrimentul celorlalte tipuri. Eu vă mulțumesc, vă felicit încă o dată și pe dumneavoastră și pe constructori, pentru că e nevoie de constructori buni ca să termine mai repede anumite proiecte. Felicitări! Mulțumim foarte mult, iar acum le voi da cuvântul colegilor din presă. V-am spus că au fost foarte interesați de acest obiectiv de investiții încă de la demararea lui. Așadar, vor fi întrebări atât pentru domnul primar, pentru doamna director, pentru domnul ministru. Să vedem ce are de spus presa în această privință. Vă rog, colegi! Bună ziua, Andreea Milea, observator Antena 1. După ce va trece această perioadă de teste și v-aș ruga să ne spuneți cam cât timp va dura, când vor putea urca și călătorii de aici, de la stația asta? După cum am menționat și anterior, testele pot dura o lună sau cel puțin două luni, în funcție de rezultatele pe care le vom obține de atingere a parametrilor tehnici proiectați. Totuși, un termen pe care îl apreciați a fi realizabil? Probabil că în trimestrul 2, 2023, martie, aprilie. Maria Moise, Euronews. Am o întrebare pentru domnul Ciolacu, dacă se poate. Bună ziua, da. Aș vrea să trec puțin într-un alt registru, apropo de declarațiile domnului președinte de ieri în ce privește aderarea la spațiul Schengen. Înțeleg că va încerca să propună pe agenda Consiliului European subiectul Schengen. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este: ce strategie credeți că ar trebui să aibă România? Pentru că
până la urmă trebuie să avem o strategie dacă punem acolo subiectul. Mulțumesc foarte mult. Deci, dumneavoastră, PSD-ul, ce strategie credeți că România trebuie să aibă acum? Cred că România trebuie să aibă o strategie eficientă și de învingători. Locul României este în spațiul Schengen. Vom vedea în perioada următoare cum poate de data aceasta o să ne coordonăm pașii mult mai bine. Vedem cu ce vești o să vină președintele României după data de 15 decembrie de la Consiliul European. Din câte știu eu, în acest moment nu este pe ordinea de zi, dar un membru poate ridica această problemă. Nu cred că vom avea un consiliu extraordinar jai, fiindcă l-am avea degeaba, pentru că între timp Austria își menține poziția de a vota împotriva aderării României. Bună ziua! Pentru domnul Grindeanu aș avea o întrebare, dacă se poate. Daria Gheorghe, Realitatea Plus. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a mutat conturile de la BCR la AC. Cum comentați dumneavoastră acest lucru? Și-a anunțat o anumită intenție de a face și știu că vor face. Mi-au spus și mie și nu doar CNAIR-ul, ci și am fost anunțat și alte companii din aflate în coordonarea Ministerului Transporturilor, fie că vorbim de Portul Constanța, fie că vorbim de aeroportul din București și toate celelalte, pentru că au găsit condiții mai bune la CEC. E o explicație cât se poate de simplu. Bună ziua, domnule primar, Radu Tiliță, Antena 3. În primul rând v-aș întreba în ce stadiu se mai află continuarea acestui proiect. Știm că ați pornit studiile de fezabilitate, dacă nu mă înșel, pentru ducerea liniei de metrou până în comuna Berceni. Ce se mai întâmplă pe această direcție? Am finalizat deja studiul de prefezabilitate. El a fost aprobat de Metrorex. Am început deja studiul de fezabilitate, avem o colaborare permanentă cu Jaspers. Sperăm din tot sufletul ca obstacolele pe care le întâmpinăm deseori în această colaborare să le depășim, iar în al doilea trimestru al anului 2023 să avem finalizată această parte, studiul de fezabilitate, astfel încât împreună cu Ministerul Transportului, cu Metrorex, să putem fi capabili să demarăm licitația pentru următoarele trei stații, pe de o parte, și pe de altă parte să putem semna contractul de finanțare. Mulțumesc. Și o întrebare pentru domnul Ciolacu, dacă se poate. Domnule Ciolacu, ați văzut reacția domnului președinte legată de tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu intrarea României în Schengen și cu refuzul. Cum comentați reacția președintelui? Cum o vedeți? Nu comentez eu reacția președintelui. Mi-aș fi dorit ca în prag de sărbători să aducem o veste bună românilor și, repet, să fim mai aplicați și să ne coordonăm mai bine pași. Haideți să nu scoatem din context totuși refuzul Austriei total nejustificat. Pentru că nu a existat până acum de la cancelarul Austriei sau de la ministrul de interne o justificare plauzibilă în ceea ce privește acest vot. Și trebuie să vedem exact ce s-a întâmplat. Eu cred că a fost doar un interes meschin intern în alegerile interne din Austria, ceea ce nu se face la nivelul Uniunii Europene, unde totuși trebuie să găsim solidaritatea între state și nu interesele mici de grup, de partid și electorale. Uniunea Europeană s-a creat pentru totuși cu totul altceva. Mulțumesc mult! Bună ziua! Pentru domnul Băluț o întrebare. Câți oameni vor tranzita această stație din estimările pe care le aveți acum și cum se face că astăzi a ajuns metroul aici, având în vedere că abia a început perioada de recepție și de probe? Gândiți-vă că pe... Asta încep cu a doua întrebare. Gândiți-vă că pe toată această perioadă s-au făcut probe. Esența
acestui proces de recepție este acela de a verifica parametrii tehnici. Inclusiv prezența acestei garnituri de metrou are legătură cu ceea ce înseamnă ceea ce înseamnă recepția lucrării, pe de o parte, și pe de altă parte este normal ca și dumneavoastră să vedeți că am construit un sistem funcțional, că metrou poate să meargă pe șine. Dacă îmi puteți repeta prima întrebare. În ceea ce privește câți oameni vor tranzita această stație? În prima fază mizăm că un număr de 10-12 mii de oameni vor tranzita această stație. Miza pe care o avem, nu numai pentru această stație, cât și pentru ceea ce urmează, este aceea de a avea mai multe zeci de mii de oameni. De ce spun aceasta? Pentru că, din păcate, astăzi acest oraș este polarizat. Există, ca nivel de dezvoltare, sectorul 1, există sectorul 2, există sectorul 3. Din păcate, sectoarele 4, 5 și 6 s-au situat într-o cu totul și cu tot o altă arie de dezvoltare. Miza este de a compensa, de aceea am investit în infrastructură, de aceea atât fondurile europene, cât și programele guvernamentale le-am folosit la maxim, astfel încât profilul pe care acest loc l-a avut până acum, și anume acela de un cartier dormitor, pentru că până astăzi asta s-a putut spune despre cartierul Berceni, odată cu dispariția marilor platforme industriale IMGB Vulcan. Astăzi vorbim de investiții, numai compania care se găsește vis-a-vis de această stație de metrou, al doilea producător mondial de doze de aluminiu, a investit odată cu demararea acestei investiții a sectorului 4 încă 100 de milioane de euro. Miza este una foarte importantă. Pe lângă asta, mă interesează și pe mine, ca și pe dumneavoastră și pe, ca oricare dintre noi, să creăm în acest loc cât mai multe joburi bine plătite. Dacă îmi permiteți, pentru domnul Ciolacu, două întrebări. Dacă considerați că în martie ar trebui Lucian Bode să ne reprezinte în Consiliul JAI? N-am înțeles întrebarea. Ar trebui, credeți că ar trebui să ne reprezinte Lucian Bode în Consiliul JAI în martie? În martie la Consiliul JAI o să ne reprezinte ministrul de interne. Vă rog. În ceea ce privește faptul că Consiliul Fiscal susține că veniturile sunt supraestimate și că cheltuielile sunt subestimate în varianta actuală a bugetului pentru 2023, cine va fi responsabil dacă Consiliul Fiscal? Cine va fi responsabil dacă nu vor fi atinse țintele din buget? Eu sunt ferm convins că bugetul este sustenabil și foarte bine echilibrat. E un buget bun care ne încadrăm în deficitul asumat. Și vom vedea totuși execuția lui. Ține foarte mult execuția bugetului de astfel de realizări. Știm foarte bine, anul trecut am prevăzut 6,7 parcă la investiții, anul acesta 7,2, cu aproximativ 4 miliarde nominal, mai mult decât anul trecut. Odată cu venirea și a domnului Boloș la MIPE, s-au deblocat foarte multe proiecte, începe și exercițiul financiar viitor, avem și finalul exercițiului financiar trecut. Părerea mea că anul viitor este marea provocare pentru România, mai ales în ceea ce privește investiții. Și scuzați-mă, aveți campionul până acum al investițiilor din tot guvernul, care se numește Sorin Grindeanu. Dacă continuă și această descentralizare cu autoritățile locale, care e normal că se implică mai mult decât orice minister, atunci vom avea în sfârșit o țintă îndeplinită, aceasta de 7% din PIB investiții, și se rezolvă toate problemele de la sine. Subvențiile pentru partide anul viitor sunt mărite. Nu ar fi trebuit totuși să fie reduse, având în vedere contextul în care ce să reducem? Se află subvențiile pentru partide. Nu ar fi trebuit să fie reduse în varianta bugetului pentru anul viitor? Nu știu, dar din câte știu, nu au fost mărite. Am văzut că toate s-au mărit cu inflația, n-am văzut niciun ban în plus la partid. Dar să știți că în toată Europa,
am vorbit cu președintele Curții de Conturi din Olanda, de exemplu, și l-am întrebat cum este actul normativ din Olanda în ceea ce privește subvenția către partide. Și mi-a zis că nu sunt un exemplu de bună practică. Noi avem pregătit, am văzut AEP-ul, are pregătit un act normativ care o să vină în guvern, astfel încât aceste cheltuieli să fie și mai transparente decât sunt până acum. Cred că este un lucru foarte bun. Și pentru domnul Grindeanu câteva întrebări, dacă îmi permiteți. Spuneți-mi, vă rog, dacă se vor modifica timpii de așteptare din stații odată ce va fi dată în folosință stația Tudor Arghezi și pe celelalte stații de pe această magistrală. Mă gândesc că această întrebare are legătură cu ceea ce s-a întâmplat peste vară legat de mărirea acestor timp de așteptare. Ce lucru a fost cauzat de ceea ce s-a întâmplat în 2021? Faptul că Metrorex-ul a reușit performanța, în ghilimele, în 2021 să nu aibă buget aprobat și că s-au primit facturi în 2021 pe mentenanță de aproximativ 200 de milioane, dacă nu mă înșel, doamna director, care trebuiau să fie achitate, neavând un buget. Repet, în 2021 s-a întâmplat acest lucru. Noi, între timp, am reușit și Metrorex a reușit să achite mare parte din aceste facturi. S-a intrat, de când s-a făcut acest lucru, s-a intrat pe un calendar normal sau pe o desfășurare normală cu timpii de așteptare în ceea ce înseamnă circulația garniturilor în București. Dar cauza astă vară trebuie să o căutăm în 2021. Vor fi ajustate prețurile pentru bilete și abonamentele de la metrou? Eu, din ce știu, aici avem 3 lei, nu? Pe călătorie, 6 pe 2, 25 de lei pe 10 călătorii. În acest moment, știți că și costurile de mentenanță s-au mărit. Vorbim totuși de anumite lucruri care în 2022, ca vorbesc de costuri, s-au mărit. În acest moment prețurile rămân, din ce am discutat ultima dată cu doamna director, rămân la același nivel. Revenind la chestiunea conturilor mutate de CNAIR de la BCR la CEC, aveți idee ce parte a sumelor va fi mutată? Ce sume sunt? Eu nu pot să dictez directorilor de companii ce să fac. Am fost anunțat ca ministru și nu doar CNAIR. V-am spus, și CFR-ul a luat această decizie, tot ceea ce ține de CFR, și administrația porturilor Constanța și aeroporturile, cei care aveau anumite conturi pe la aceste bănci, m-au anunțat că vor face toate diligențele. Nu, e o chestiune care să se întâmple foarte rapid, dar toți au luat această decizie de a se muta la o bancă românească. Eu cred că e bine, având și condiții mai bune. Încurajați și românii să facă același lucru? Eu n-am un contur la bănci austriece. Mulțumim mult! O zi bună în continuare! Felicitări, domn primar! Ministru! Stimați colegi, vă mulțumim foarte mult pentru tot interesul pe care ni l-ați acordat. Vă propunem ca în minutele următoare să facem